Salutare, eu sunt Valentin, iar cărușița mea, Ariana, a murit în urmă cu o lună și jumătate. A fost o moarte tragică, voi povesti imediat ce și cum. În acest moment îi am alături de mine pe Rio și pe Gecko, pe rușii mei. Gecko este noul prieten al lui Rio după ce Ariana a murit. Cum am zis, începem povestea, iar la final vă voi da câteva sfaturi, astfel încât să știți cum să aveți mai mult grijă de perușii voștri. Am avut foarte mare grijă de perușii mei, însă cum să faceți anumite lucruri mai bine, astfel încât poate să preveniți moartea perușului vostru. Haideți să vedem ce s-a întâmplat și revin cu sfaturile imediat după aceea. Semnele de boală nu au fost vizibile, așa este din păcate la orice păsăre de colivie, întrucât mediul din care provin, sălbăticia, unde pot fi foarte ușor atacate de prădători, nu le permite să arate slabe. Ariana a fost genială, cea mai agitată în sensul pozitiv dintre perușii mei, curioasă și singura care a vrut să se apropie mai mult de mine. Schimbarea culorii ciocului pe parcursul timpului, momentele în care noaptea se trezea și se bătea de colivie, erau de fapt cauzate de sufocare, de lipsa oxigenării creierului. Cu doar 10 zile înainte de a muri, am realizat că ceva nu era bine. Era apatică, stătea într-un loc, degeaba, zâmbind, parcă... Așa și murit, stând acolo sus, în colivie, și prăbușindu-se pe jos dimineața, după o noapte de chin în care a încercat să mănânce. Diagnosticul, dat târziu de medici în urma unei radiografii, a fost un sindrom multi-inflamator sistemic, o combinație de cancer cu o boală a ficatului. Așa a murit sub ochii mei, practic. O să vă dau acum câteva sfaturi, cum să aveți grijă de perușul vostru pentru a nu ajunge în această situație care este extrem de neplăcută și pentru mine a însemnat o mare pierdere. Știu că vă sunt poate cei mai buni prieteni și că aveți grijă de ei zilnic, însă un lucru foarte important este să fiți atenți la anumite detalii, cum ar fi mișcările, adică balansul din coadă, aripile, cum dau din aripi, și culoarea ciocului. Este foarte importantă culoarea ciocului. Dacă pe parcursul anului de mai multe ori ciocul capătă o culoare mai maronie, iar perușul nu este femelă, înseamnă că s-ar putea să aibă o problemă de sănătate. De asemenea, dacă remarcați că începe să stea umflat sau că are un aspect al penajului care nu arată deloc estetic, înseamnă că ceva nu este în regulă. Ce să faceți? Ei bine, trebuie să aveți grijă la dieta perușului. Încercați din momentul în care l-ați cumpărat, însă niciodată nu este prea târziu, să aveți grijă să îi dați legume și fructe, să învățați cu legume, fructe și salată. Să nu îi puneți vitamine, nu cumpărați niciodată vitamine din pet shop-ul decât la recomandarea medicului, pentru că sunt o prostie, el poate să-și ia vitaminele mult mai bine din legume și fructe. De asemenea, încercați să nu mai folosiți semințe. Semințele sunt dăunătoare pentru peruși. De ce? Pentru că oricâte vitamine ar părea că sunt pe setul acela de semințe ultra bune, în realitate semințele acelea sunt foarte uleioase și provoacă o gravă inflamație la nivelul ficatului. În timp, poate nici nu apare, însă această inflamație va exista la un moment dat și dacă nu este observată la timp sau dacă nu este folosită și o altfel de hrană, s-ar putea să ducă la moartea perușului. De asemenea, încercați să-i schimbați cât de des apa, asta am făcut și eu, să îi urmăriți, așa cum am zis, și de la cel mai mic semn la care observați că s-ar putea să nu fie ceva în regulă, duceți-vă cu ei la veterinar. Radiografia, în cazul în care perușul începe să stea umflat, este esențială pentru a se depista o problemă de sănătate, așa a fost și în cazul Arianei. Mi este foarte dor de ea, însă Gecko, cel din stânga, care acum sunt un pic speriat pentru că nu e obișnuit cu cadrul ăsta, dar în videoclipul pe care l-ați văzut mai devreme, în care explicam ce s-a întâmplat cu Ariana, ați văzut că se juca. Este un peruș foarte vioi, mănâncă bine. Problema este că nu am reușit să-i trec pe altă hrană în afară de semințe. Și cum vorbeam despre hrană, am putea să folosim hrana peletată. Este poate un pic mai scumpă decât semințele clasice, însă asigură măcar o varietate de vitamine. Perușul poate că nu se obișnuiește din prima cu ele, durează ceva, însă există diverse programe pe internet, după care puteți să vă luați și o să o convingeți până la urmă perușul să mănânce hrană peletată, care este mult mai sănătoasă. Cam acesta a fost clipul de astăzi, scurt, însă am ținut să precizez lucrurile astea. Canalul meu nu este despre peruși, însă câteva update-uri legate de anumite situații sunt necesare din când în când, pentru că voi ați uitat asta pe comunitate. Eu am fost Valentin și sper ca următoarele clipuri să fie ceva mai fericite. Pe curând!